ceea ce au făcut doamna Firea, ceea ce a făcut doamna Firea și soțul ei, în afara faptului că nu au respectat legile și au pus în pericol sănătatea copiilor, dar și sănătatea părinților și bunicilor acestor copii, în afara faptului acest lucru care e foarte grav în opinia mea, e un populism oribil. Am o întrebare. Cum poți să folosești copiii, ce fel de om ești tu, ce fel de ființă umană ești tu, ca să folosești copiii în scopuri electorale? Ce fel de ființă umană ești, doamna Firea, că om se zice că ești om, dar după comportamentul ăsta, omul totuși are un pic de obraz.